Ismerős ez a fénykép? Esetleg ez a csapat, netán ez a hal. Dacă vi se pare cunoscută această fotografie sau acest crap, eventual echipa, atunci să știți că pe bună dreptate. Ei sunt Cereal Boilies, echipa care a prins primul crap de peste de 30 de kg din istoria concursului. Însă această greutate de 30,15 kg, adică recordul IBCC, trebuie actualizat. Cereal Boilies a prins acum un pește de 30,7 kg aici la Siufoc și astfel ei au doborât propriul lor record. Apa este cristalină, foarte clară. Aici la Siufoc însă peștii nu se pot ascunde de participanții concursului. Iată că până și unul de peste 30 de kg tot pe cârligul vostru s-a pământ. V-ați așteptat la un astfel de trofeu din prima trăsătură? Aproximativ 36 de ore, 48 de ore să zicem. Speram că noi ni s-a mai întâmplat ca prima pește să fie unul de excepție. Adică un 30 plus ca idee. Ce să vă spun? Așteptam să ne dea un semn și semnul a venit. Un pește de 30 plus. Să înțelegem că de acum încolo veți merge pe pești mari sau aveți și aveți în vizor categoria top 5? În urma peștele prins avem șanse mari la top 5 și o să schimbăm puțin strategie. Noi acum inițial pescuisem la ce s-a întâmplat, ce-o veni, dar acum clar că avem șanse la top 5 și cumva o să căutăm pești mai mari. Care este secretul vostru? Nu oricine se poate lăuda cu astfel de ispravă. O bilă de calitate, zicem noi, și ne-a confirmat într-un fel sau altul. Și o să ne puțin la bac și strategia în sine, de a pune montura în funcție de patul făcut și mai multe, să zic așa, strategia în sine. Și, într-adevăr, bila este o bilă de pește mare, o bilă de calitate, care face puțin selecție, să zic. Ezek a fiuk biztosan, hogy tudnak valamit. Nem hiszem, hogy csak a szerencsém múlik. Eu zic că băieții chiar știu ceva. Nu putem explica doar cu noroc acest succes. Să prinzi moștri săriți de 30 de kg în mod consecutiv este ceva extraordinar. Nu aș parea că va rămâne acest record până la capătul concursului, dar oricum, deocamdată, echipa Cereal Boilies este campionul pe echipa celui mai mare pește.